autoritățile au făcut tot posibilul. Nimeni nu s-a așteptat că o să fie așa. Nimeni nu are nicio garanție. Absolut. Autoritățile au făcut tot. O să iei, eu cred că o să iei. E clar că nu o să... Că este autoritățile, o să iei faptul în considerație și o să... O să mărească securitatea, adică o să iei măsuri. Oricum, este ok când sunt măsuri de securitate, dat în faptul că sunt mulți oameni care depind de securitatea asta. Până la urmă, viața lor este pusă în primejdiu dacă nu sunt cumva, da, nu sunt aceste măsuri. Astfel, consider că ele trebuie să fie. Neapărat trebuie să fie. Securitate să fie, adică în sensul că să fie o securitate mai intensă, mai mare. Eu, poate mai mulți polițiști să circule și să ia... Adică să întărească securitatea cetățenilor. Mai bine pregătiți și să fie mai bine atenți și mai strict să fie controlul. Îmi pare foarte rău. Au rămas familii îndurerați, copii. Domnul a plecat tineri. Eu și pot eu spun din partea mea, eu, adică nu mă pricep tare în așa ceva, dar totuși cred că securitatea trebuie mai să fie mai, cum să vă spun, adică să nu ne relaxăm. Poate controlul poate să fie mai strict, dar polițiștii mi se pare că sunt de ajuns. E clar că trebuie să ia niște măsuri mai solide, e clar, fiindcă băieții lucrează, dar spornesc la lucru, nu știu, se întorc acasă sau nu. Vedeți cât e de situația, în primul rând, cu războiul, este destul de complicată. E ce putem noi spune oamenii simpli? Trebuie legile o leacă de si mai severe, eu nu știu. Și clar că trebuie ceva reguli noi. Să fii mai atenți, să fii mai severi, să fii legi mai... Și în primul rând, în a doua rând, îmi pare că chiar personal nu se ajunge. Dacă ar fi personal de ajuns, băieții n-ar fi pot așa în risc, rămas copiii fără tată. Da, ar trebui întărite și de revizuit tot sistemul asta de securitate la punctele vamale de trecere. Este у нас какая-то стара де урдженца, значит, аэропорт в первую очередь должен был быть защищён. Там должны были больше людей быть, и, во-первых, вот эти как ребята, которые, они пограничники, они проверяют документы, а ребята, которые именно могут защитить, они должны быть рядом с ними. Они просто документацию проверяют, откуда ты приехал, и если ты опасен для страны. Другие структуры должны там быть. И они должны заниматься именно тем делом. Если антитеррор, значит, там должен быть антитеррор. Если организация, например, антитеррор или что-то такое. Я слышала, у нас есть такая организация. Я думаю, что надо серьезно к этому отнестись. Очень большое соболезнование этим людям, которых потеряли мужа, отца. Это вообще горе большое. Мне кажется, что нужно инструктировать более полицейских, и чтобы они проводили, наверное, какой-то тренировки, инструктаж, чтобы они были готовы к таким ситуациям. Да, cu regret s-a întâmplat așa o tragedie. Eu cred că cei responsabili de acest domeniu vor lua măsurile de rigoare. Necesită profesionalism, necesită creșterea numărului de angajați și, desigur, ca și toți pasagerii să fie în siguranță. Eu sper că lucrul ăsta o să se întâmple și nu se va mai repeta așa situație. Nu, nici n-am cuvinte, e o tragedie extrem de mare, care acum ți-e frică să ajungi pe la aeroport. Însă măsurile trebuie luate, e extraordinar de mare. Eu sunt în vacanță și vreau, nu vreau, trebuie să plec la aeroport și o leacă stau cu îngrijorare de tot ce s-a întâmplat.